Salutare și bine v-am găsit, iubitori de mașini și neiubitori de probleme. Echipa iCars vă propune un prim subiect. Ne-au scris deja foarte mult când am anunțat vlogul pe care îl facem, noul vlog iCars, dedicat mașinilor noi, second, problemelor acestor mașini. În sfârșit, una dintre cele mai mari probleme despre care ați vrut să vorbim neapărat și să oferim și soluții este problema filtrului de particule. Ok, știm că mulți se pricep, că toată lumea cunoaște tehnică, toți se pricep la mașini, așa că nu o să venim cu explicații savante, o să venim cu explicații pe înțelesul tuturor. Trebuie să înțelegeți exact ceea ce se întâmplă și mai presus de toate venim și cu soluțiile, astfel încât costurile astea care ne dau bătăi de cap, care ne zăpăcesc și care ne golesc buzunarele și conturile, costurile pe care le-ar presupune întreținerea oricărei mașini să fie cât mai mici. Ce este filtrul de particule și unde este amplasat el? E filtru, da? Ce poate să fie un filtru decât altceva decât un filtru? Este pe traseul de evacuare al mașinii și trebuie să știți că are un rol foarte important să vă scoată banii din buzunar. Practic, el oprește funinginea. Nu vorbim despre noxe, pentru că știți că problema noxelor este rezolvată de catalizatoarele mașinii. Vorbim aici despre filtrul de particule. Atât face, oprește funinginea, se înfundă și vă rupe buzunarele. Filtrul de particule a apărut undeva pe la jumătatea primului deceniu din 2000-2010. A fost pus pe motoare ca să reducă emisiile poluante. În sfârșit, să nu inhalăm. Sunt o grămadă de compuși dăunători organismului, n-are sens să intrăm în discuție despre rolul lui, ci despre ce efecte produce înfundarea acestui filtru. Pe mașinile diesel se întâmplă frecvent chestia asta, se întâmplă și pe motoarele auto, pe mașinile în patru timpi, cele pe benzină, însă mult mai greu, pentru că știți că este un combustibil superior benzina și atunci și rezultatul arderii este unul mult mai bun decât în cazul motorinei. Va trebui să vedeți concret cum se manifestă la această mașină și ce puteți face în primă fază, pentru că până la urmă vă garantăm tot la un serviciu veți ajunge. Haideți să mergem cu această Skoda Yeti și vedem în ce constă problema filtrului de particule. Cum se manifestă? În primul rând aveți un martor aprins, cel care vă indică filtrul de particule înfundat. El se mai aprinde din când în când atunci când mașina își face regenerarea. Nu la toate se întâmplă, dar cele mai multe așa sunt setate. Nu vorbim aici despre o regenerare, pentru că v-am explicat, nu mai este cazul. Aici s-a înfundat de tot, să spunem, și va trebui neapărat curățat sau înlocuit. Mașina la relanti merge bine, merge rotund, asta dacă nu are o problemă tehnică, o altă problemă decât cea cu DPF-ul. Va merge rotund, însă abia când plecați de pe loc, când începeți să accelerați, veți constata că urcă foarte lent în ture. Mașina va fi limitată, nu treceți de 3000 de ture și maxim 100 de km la oră. Toată treaba asta o face nu pentru că motorul este defect, ci pentru că așa este setat calculatorul mașinii, calculatorul central, care practic o pune în protecție pentru ca dumneavoastră să nu-i generați probleme mai mari decât are. De exemplu, se poate topi filtrul de particule, motorul nu mai respiră, nu mai poate face evacuarea completă. Nu intrăm, așa cum vă spuneam, în prea multe detalii tehnice, pentru că scopul nostru este să vă explicăm cum puteți rezolva problema. Așadar, conduceți limitat ca posibilități de accelerare, de turare a mașinii și de atingerea unei viteze. Veți ajunge cu greu la 100 de km la oră, dar veți ajunge la un service, pentru că asta este important, la un mecanic, la un centru de curățare pentru filtrul dumneavoastră de particule. Bun. Până să ajungeți la mecanic, evident că vă puneți problema dacă există și soluții alternative. Sunt câteva, dacă dați o căutare pe Google, o să găsiți tot felul de spray-uri, tot felul de nebunii. Nu vă faceți iluzii, un spray de 25-40 de lei nu o să rezolve nicio problemă. Vorbim totuși de un filtru de particule care are costuri de la câteva sute de euro până la câteva mii de euro. Pentru că tocmai asta este cea mai mare problemă și de asta toți sunt speriați când aud că s-au pricopsit cu povestea în cauză. Două dintre cauzele care duc la înfundarea filtrului de particule sunt deja arhicunoscute. Condusul prin oraș subturat, mai ales pentru motoarele diesel, se întâmplă și la motorul pe benzină să se înfunde filtrul de particule, însă fiind vorba despre un carburant superior, atunci și emisiile sunt altele, nu avem la fel de multă funingine și un filtru de particule pe benzină se va înfunda mult mai greu. Așadar, ne rezumăm la cele diesel, pentru că 99% dintre probleme la astfel de motoare sunt întâlnite.
conduceți subturat în oraș, rare ori ieșiți în afara orașului și chiar și atunci când o faceți, nu-i dați tălpi. Știți povestea cu tălpile, că mai toți zic hai să-i dau o talpă și nu înțelegeți de ce și credeți că vine din teribilismul șoferului sau din cu totul alte motive. Nu, unii chiar fac chestia asta, știu de ce o fac și o fac foarte bine. Deci ca să faceți o, să forțați o regenerare, conduceți undeva în jur de 10-20 de kilometri, să spunem, la unele mașini până la 30 de kilometri, undeva la 3000 de ture și încercați să mergeți constant cu 70-80 de kilometri la oră și veți forța o regenerare. Asta va merge o perioadă de timp, pentru că după aia nu va mai fi viabilă nici această metodă de curățare a filtrului. Bun, vom merge la un astfel de centru să încercăm să curățăm filtrul de particule, să vedem ce presupune operațiunea, ce costuri sunt în toată povestea asta, pentru că vorbim și despre demontare, nu doar despre curățarea efectivă, la final și despre remontarea acestui filtru. Vom vedea dacă dă rezultate și dacă nu, cumva, atenție, mașina are și alte probleme în sensul în care ori s-a distrus vreun senzor, se poate ajunge și acolo, ori pur și simplu filtrul s-a topit în interior. Așa că am luat problema în brațe și am venit la curățare de PF ploiești.ro, la Irinel. Salut, salut, Irinel! Pare bine! Bine te-am găsit! Nu voiam să te vizităm neapărat, dar dacă n-avem încotro... Mă bucur că ați venit! Am venit cu această Skoda Epi, așa că vom avea câteva faze de urmat la tine. Prima dintre ele, testarea? Testarea mașinii, să vedem dacă problema vine din altă parte sau doar pentru că s-a făcut o acumulare de funingine în filtru, după care... După această parte, va trebui demontat. Urcăm pe elevator demontat. Urmează partea în care vom lăsa filtrul cu o soluție specială în el peste noapte. La noi toată curățarea se face după zi pe alta, absolut toate curățările. După care îl vom pune pe bancul de curățat. Perfect. Așadar, o operațiune care durează 24 de ore? 24 de ore, aproximativ, da. 24 de ore, depinde de mașină. Hai să o luăm metodic. Mergem întâi la testare să vedem dacă avem problemă doar cu un filtru înfundat, dacă nu cumva avem și vreun senzor care am înțeles că poate să fie și topit. Sunt mai multe variante? Filtrul, da. Dacă se merge foarte mult cu mașina cu filtrul încărcat, poate fi topit. Poate să genereze probleme mult mai grave și implicit costuri. În mod normal, filtrul ar trebui să-și facă o regenerare între 600 și 800 de grade. Sunt mașini care merg mult mai mult în oraș, mașinile nu își pot face regenerare și din cauza asta ajung să se blocheze regenerările mașinilor, să înfunde filtrul. Ok, hai să mergem să punem cablurile pe ea, să punem testerul. Ne-am mufat, am dat o intrare în program, ce am găsit? Am găsit că mașina nu are alte probleme pe partea de senzori. Este doar... Asta e vestea bună. Asta e vestea bună, că nu mai trebuie să schimbăm niciun senzor. Ok. Mașina are doar încărcare foarte mare, ceea ce dă dovadă că cu mașina s-a mers foarte mult în oraș. Deci DPF-ul înfundat? Da, nu s-a putut face regenerarea filtrului și din cauza asta s-a și blocat regenerarea lui. Pe lângă mersul ăsta prin oraș cu viteze reduse, practic subturat, da? Da. Și calitatea combustibilului contează aici? Foarte mult, foarte mult. Este o componentă foarte importantă pentru treaba asta. Din cauza asta se întâmplă la noi, cel puțin. Da. Uite, ăsta e un sfat foarte bun. De aia te-am și întrebat, știam în general cam ce poate să genereze un combustibil de slabă calitate. De multe ori există tendința asta, știți, ne calicim, luăm un carburant mai ieftin, iar problemele se rezolvă apoi cu sute de lei, cu mii de lei, de da. Cele mai multe ori, iar acea economie aparentă de câțiva bănuți pe litru de carburant s-ar putea să ne ducă la costuri fabuloase. Mult mai mult, da. Bun, cât timp băieții se apucă de demontat, noi o să încercăm să mai aflăm câteva detalii de la Irinel. În primul rând, știu că se desfac diferit, asta în funcție de tracțiunea mașinii. De exemplu, acest model de Epi este 4x4. Da, demontarea depinde de la mașină la mașină. Sunt mașini cărora trebuie să le dăm cadrele jos. Cu unul ăsta trebuie să dăm și cadrul jos, trebuie să dăm și cardanul jos. E o operațiune destul de complexă. Și atunci mașina va trebui să rămână pe elevator. Deci voi practic aici puteți să faceți și operațiunea asta de demontare. Mă uitați la un moment dat pe net când am dat peste voi și spuneați că oamenii le pot demonta în alte servisuri, da. Și le pot trimite de aici. Vă vin din toată țara filtre? Da, vin și din toată țara. Ideea e că se pot demonta și trimise prin curier și ne ocupăm doar de partea de curățat, dar avem și partea asta de demontare, montare și tot ce mai înseamnă. Suntem în serviciu autorizat RAR.
pentru... Uite, foarte important, garanție există pentru toată povestea asta, pentru că o să vorbim și despre sume, clar, pe oamenii interesează, pentru că practic de aici am și plecat, de la costurile înlocuirii unui filtru de particule și metodele alternative. Ca și garanție, oferim un an de zile garanție, fără limită de kilometri, fără niciun fel de limită. Deci un an de zile îi reapare omului problema? Poate să vină, este curățatul gratuit, fără niciun fel de problemă. Singura condiție pentru garanția asta, filtrul de particule să funcționeze, adică nu filtrul, motorul să funcționeze așa cum ar trebui. Să nu aibă erori pe senzor de temperatură, pe senzor de presiune diferențială, pentru că astea sunt problemele care sunt des întâlnite la mașină. Și care practic blochează regenerarea unui filtru și automat se duce la înfundarea lui. Da. De obicei, dacă sunt probleme de genul ăsta, problema reapare destul de repede. Adică nu trebuie să așteptăm foarte mult, că în câteva săptămâni apare. Hai să luăm metodic cât băieții demontează. Ce ar însemna costurile? Ce presupune costul pentru o asemenea mașină? Ce înseamnă partea de demontare, dacă se face la voi, și ce înseamnă efectiv partea de curățare? Partea de demontare este cuprinsă între 200 și 350 de lei. Asta este partea de demontare. Acum depinde foarte mult de complexitatea operațiunii și depinde foarte mult de mașină, pentru că până la urmă sunt mașini care demontatul durează o oră sau poate să dureze și 4-5 ore. De asta am și spus și am dat exemplu cu acest 4x4, unde demontarea într-adevăr durează vreo 4-5 ore. Da. Mulți cred că fiind pe traseul de evacuare, gata, mi-a dat toba jos și s-a rezolvat. Nu, este destul de complex, complexă toată operațiunea. Asta e ca și costuri pentru partea de demontare, montare, testare și tot ceea ce... Și partea care ne doare cel mai tare, stres. Iar partea de curățat, avem trei bareme, în principiu. Motoarele sub 1.5, motoarele între 1.5 și 2.5. Pentru sub 1.5 avem prețuri de 300 de lei pentru partea de curățare. Între 1.5 și 2.5, ca și motorizare, avem prețuri de 350 de lei. Peste 2.5 și până în 3.5, 400 de lei, după care urmează... Deci, practic, ăsta fiind un motor de 2.0 al grupului VAC, se încadrează la 350 de lei partea de curățare cu garanție un an. Deci mai puțin de 100 de euro, da? Da. Raportat la câteva sute de euro, povesteam ceva mai devreme, m-am uitat pe net de curiozitate și am găsit un filtru de particule second, un DPF pentru Skoda asta, la 900 de lei. Și nimeni nu garanta starea lui. Da, sunt mai multe tipuri. Noi recomandăm mai bine un filtru original, luat în dezmembrări, decât un filtru aftermarket. Aftermarket. Pentru că am avut cazuri în care clientul a venit cu el topit, spart, i-am spus că nu mai are ce să fac cu el și a cumpărat un filtru aftermarket, pe care a dat în jur de 1500 de lei, ceva de genul ăsta, și care l-a ținut aproape 3 zile întregi. Am dat filtrul jos, îl ducem în băiță, da? Nu. Și ce-i facem acolo? În prima fază se bagă o cameră pentru a vedea dacă filtrul este întreg. Facem endoscopie, știi? Da. Cel puțin partea era un banc, exterior. Vi-l spun mai târziu. Cel puțin partea din exterior a fagurilor, o verificăm să vedem dacă este întreagă. Dacă nu este întreagă, atunci avem o problemă. Filtrul nu poate fi curățat. Ok. Deci există varianta când a fost utilizat mai mult, s-a topit practic în interior, da. Și atunci nu mai ai ce să-i mai faci. Nu mai avem ce să-i facem. Sperăm că nu-i cazul și aici. După care, după ce verificăm partea de fagure, îl blocăm cu niște flanșe speciale, punem soluție în el și îl lăsăm peste noapte. Și stă acolo la prima oră dimineață? După care se scoate soluția din el și se pune pe bancul de curățat. Se curăță cu o presiune între 1 și 5 bari. Îi dăm jet puternic, cu alte cuvinte. În prima fază se ia treptat și se și clătește cu apă pentru a scoate toată soluția din el. Se bagă apă, aer. Există filtrul de particule clasic, cel care a apărut inițial, pe care mulți îl cunosc ca filtrul de particule uscat. Da. Și filtrul de particule a apărut, dacă nu mă înșel, de la Euro 6, cel în care se folosește AdBlue, acel aditiv, da? Care are și acest rol de a curăța, da, de a preveni încărcarea, dar și acela se înfundă până la urmă. Le curățați pe ambele? Ambele, da. Fără niciun fel de problemă, sunt curățate în proporție de 99% orice fel de filtru. Deci, practic, voi dați afară 99% din, da, din, da, minte. O să vedem după curățare și pe testări ce... Perfect. Ne vedem la final. Mulțumesc!
A stat o noapte filtrul plin cu soluție, a intrat în procesul de curățare, ați văzut deja. Urmează acum faza în care se va șterge eroarea și vom vedea dacă operațiunea da rezultat. Da, eroarea s-a șters. Am făcut toate operațiunile care trebuiau făcute după ce am spălat filtrul. Acum nu mai aveți nicio eroare. Deci în cazul de față e 100% o reușită. Da, da. Filtrul a fost în regulă, nu a fost topit, nu a avut niciun fel de problemă. Asta e un caz fericit. Da. Încă o dată, dacă vi se întâmplă și se înfundă acest filtru, încercați să nu parcurgeți mulți kilometri și să vă adresați imediat unor specialiști care să vă rezolve problema, pentru că altfel se întâmplă să fie consecințe mult mai grave care vor presupune, așa cum v-am tot spus în această ediție de iCars, costuri foarte, foarte mari pe care s-ar putea la un moment dat să nu merite să le faceți. Ne oprim aici, toate sunt în regulă cu această mașină. Venim în edițiile viitoare cu alte super subiecte despre cum să vă întrețineți mașina, despre cum să o îngrijiți și mai ales la costuri, să spunem, corecte, rezonabile și corecte, cum să nu vă lăsați păcăliți în serviciurile auto. Dacă doriți să vă achiziționați o mașină, vă vom spune cam tot ce trebuie să știți despre plusurile și minusurile ei, pentru că nu există mașini perfecte. Echipa iCars vă așteaptă la o nouă ediție. Vom avea prezentări de mașini noi, prezentări de mașini second, de supercaruri, dar și de mașini de colecție, plus multe alte subiecte.